Paștele este sărbătorit anual de către creștinii ortodoxi, dar și catolici, fiind una dintre cele mai vechi sărbători, dar și cea mai importantă. Paștele oferă omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice. Această sărbătoare ne amintește de învierea Domnului. Mergând după șirul întâmplărilor, în duminica dinaintea Paștelui, Hristos intră în Ierusalim, acesta urmând să pătimească și să fie răstignit în Vinerea Neagră, cunoscută ca și Vinerea Mare. Biserica ne învață că în a treia zi după răstignire, Iisus învie, arătând oamenilor puterea Duhului Sfânt. În Biserica Ortodoxă, Paștele este una dintre cele mai cinstite sărbători. În Sfânta și Marea Vineri, după ceasurile împărătești, se săvârșește slujba Vecerniei Mari, în cadrul căreia se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, pe care este reprezentată icoana punerii Mântuitorului în mormânt. Sfântul Epitaf rămâne în mijlocul bisericii până la sfârșitul slujbei deniei Prohodului Domnului de vineri seara, când este dus de preoți în Sfântul Altar, după ce a fost purtat în procesiune în jurul bisericii. În sâmbăta dinaintea Paștelui, preoții săvârșesc Sfânta Slujba a Paștelui, urmând ca la miezul nopții să împartă lumina sfântă credincioșilor. Ce este Sfânta Lumină? În Ierusalim, în biserica construită deasupra mormântului Domnului, se pogoară Sfânta Lumină, o minune dumnezească pe care mintea noastră nu o poate percepe. În seara Vinerii Mari, după prohod, mormântul Domnului este controlat de către un polițist arab, unul tur și un reprezentant al statului Israel. Aceștia au grijă ca obiectele din interior să nu conțină vreo sursă de foc. Verifică piatra Sfântului Mormânt, apoi îl controlează pe ierarhul grec, care presară vată pe mormântul Domnului. În urma acestei verificări se sting toate luminile și se pecetluiește ușa Sfântului Mormânt cu două benzi din pânză albă, cu ceară și sigilii în formă de X. Patriarhul Ierusalimului este cel care oferă lumina sfântă miilor de pelerini, prezenți anual la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Biserica catolică sărbătorește Paștele înaintea Bisericii Ortodoxe. Dar de ce? Utilizarea două calendare diferite explică decajul acestei sărbători la catolici ortodoxi. Biserica catolică se raportează la echinocțiu de primăvară, după calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă calculează același eveniment, astronomic, după calendarul iulian, adică pe stil vechi. Cu siguranță v-ați întrebat măcar o dată ce simbolizează oul de Paște. În mod tradițional, oul de Paște este vopsit în culoarea roșie, dar pe mesele de astăzi se întâlnesc și ouă colorate în albastru, galben, verde, mov și așa mai departe. Legenda oului de Paște este una foarte tristă. În una dintre variantele legendei, atunci când Iisus a fost bătut cu pietre, acestea, căzând pe pământ, s-au transformat în ouă roșii. Altă variantă a legendei ne spune că atunci când Sfânta Maria a venit să-și vadă fiul răstignit, a adus un coș cu ouă pe care le-a așezat la picioarele acestuia, ouăle fiind picurate de sângele lui Hristos. În tradiția românească, creștinii vopsesc ouăle în Joia Mare, joia dinaintea Paștelui. Cum în alte țări este preferat iepurașul, la noi, România, mielul de Paște este vedeta în farfuria românilor. Dar de ce este preferat mielul și nu iepurele? Păi mielul îl simbolizează pe Iisus, acesta fiind nevinovat, fiind sacrificat pentru omenire. Sfântul Apostol Ioan ne spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Poate te întrebi acum ce simbolizează iepurașul. Prima apariție a iepurașului ca simbol al Paștelui a avut loc în Germania, fiind menționat în cărți, în jurul anului 1500, deși e probabil ca el să fie prezent de mai multă vreme în tradiția populară. Germanii sunt primii care au inventat dulciurile în formă de iepuraș la 1800 din aluat și zahăr. În aceeași perioadă, în Franța și Germania, au apărut primele ouă de ciocolată. Iepurele reprezintă la păgâni simbolul zeiței primăverii. Aceasta era adesea asociată cu ouăle și iepurele.
deoarece se spune că zeița a găsit o pasăre rănită în timpul iernii, iar singura soluție pentru a o salva a fost să o transforme într-un iepure. August Scriban spune în al său Dicționarul Limbii Românești, 1939, despre Paște. La evrei, mare sărbătoare în primăvară, în amintirea trecerii prin Marea Roșie și a îngerului exterminator, care noaptea când au fugit în Egipt, i-a ucis pe toți copiii născuți de curând ai egiptenilor, dar care a cruțat casele evreilor însemnate cu sânge de miel. La creștini, o mare sărbătoare în primăvară, în amintirea învierii lui Iisus Hristos, adică a trecerii sale de la moarte la viață. Sărbătoarea evrească Pesach durează 8 zile și mai este numită și sărbătoarea asmilor, de la turtele de aluat nedospite. Știați că în Rusia ouăle de Paște sunt vopsite în Joia Mare? Tot în Rusia, ouăle de Paști sunt considerate a fi magice. Știați că Duminica Floriilor este cunoscută și sub numele de Duminica Patimilor în mai multe biserici ortodoxe? Termenul patim este folosit în limbajul creștin pentru a face referire la suferința lui Iisus pe cruce. Știați că în fiecare an sunt făcuți peste 90 de milioane de iepurași de ciocolată? Fetele din Bucovina trebuie să spele cloponița cu apă proaspătă, iar cu aceeași apă să se spele pe ele însuși în dimineața zilei de Paște. La Paște, oamenii din întreaga lume mănâncă mai multe dulciuri decât în orice altă perioadă anului, exceptând desigur Halloween-ul.